Lentila de contact cu Stelian Tănase. Dragi prieteni, bun găsit! Lentila de contact, Stelian Tănase, Des Report, Radio Classic, la întâlnirea noastră săptămânală. Astăzi vom vorbi despre un subiect foarte controversat. Sunt câteva biblioteci scrise pe acest subiect, dar totdeauna el prezintă un mare interes pentru cei care îl citesc sau văd un film sau merg într-o întâlnire la universitară, la academie sau printre prieteni. E vorba despre Panaitis Stratis și aventura lui în Uniunea Sovietică. Acest episod a fost episodul esențial al carierei și al vieții lui. Aici s-au adunat toate tensiunile. El, de fapt, ce este? Este un vagabond, este un autodidact, mama lui era analfabetă, spălătoarea se la Brăila, el nu face școală, are 4 clase, ajunge prin diferite episoade rocambolești la Paris, la începutul anilor 20, de fapt în 1920, când intră și în Partidul Comunist după un an de zile și aruncă celebrul carnet roșu în Sena, așa cum ne spune Alecu Constantinescu, prietenul lui, și integrat în această rețea, să-i spunem, și publică, dar și subterană, este invitat în 1927 în Uniunea Sovietică. De ce? Pentru că se făceau 10 ani de la așa zisă Marea Revoluție Socialistă din octombrie și Kremlinul avea tot interesul să invite celebrități mondiale la Moscova cu ocazia festivităților care se organizau, firește, în Piața Roșie în principal, dar și în alte săli, sala congreselor, de pildă, acolo unde va fi expus și Stalin și Lenin mai devreme, unde au avut loc și procesele din Marea Teroare. Așa că iată-l pe Istrati la Moscova. Istrati este un vagabond. A călătorit clandestin prin toată Mediterana, se suia fără să aibă bilet sau pașaport sau bani pe un vas în portul Constanța, ăsta era obiceiul, și pe riscul lui pleca spre Egipt, spre țările Levantului, Siria, Liban, mergea la Alexandria, îi plăcea Alexandria, și Cairo, bineînțeles, mergea în Grecia, a fost la Napoli, unde a fost debarcat, că a fost prins, bătut bine și dat jos. Multe aventuri a trăit. De data asta era într-o vizită oficială. Cred că pentru mentalitatea lui, care nu înțelegea să călătorească cu bilet, cu pașaport, că asta îi spunea că nu e aventură, deci nu e călătorie. Și iată, la Moscova, cu pașaport, persoană oficială, invitat în tribuna oficială, și aici merge însoțit de ambasadorul Uniunii Sovietice la Paris, nimeni altul decât Cristian Rakovski, care tocmai era revocat din post în urma unei campanii din presa franceză, complice, de altfel, cu Cominternul. Istrati cu Rakovski pleacă la bordul unei mașini a ambasadei. Foarte devreme, ambasada era în Rue Grenelle, este și astăzi tot acolo, dar acum este un corp al ambasadei. Am vizitat-o, mă rog, cât am putut, m-am plimbat pe lângă ziduri, să înțelegeți. Așa. Și pleacă într-o mașină oficială, iată, Istrati într-o mașină oficială, imagine de neînțeles. Era un vagabond, așa cum v-am spus, un autodidact, un om care rătăcea prin lume și și-a asumase acest statut. Chiar îi făcea plăcere să joace acest rol, decât să pare un scriitor burghez integrat în establishment. Într-o mașină pleacă până la Frankfurt cu Rakovski. De aici iau un tren pe ruta Berlin-Varșovia-Riga-Moscova. Pe drum au niște discuții foarte lungi, înțelegeți că erau numai ei doi, vagoanele de lux oficiale ale corpului diplomatic sovietic, nu erau deranjați de nimeni. Cu Istrati nu prea se potrivea această impostură, era foarte modest, locuia precar într-un subsol la Paris a prietenului său Gheorghe Ionescu, Cizmar, și acolo a scris că era chiralina în acest subsol, în această pifniță, fără ferestre, fără aer.
Să mai spunem ceva, în momentul acesta, 1927, că Rakovski cu Istrati se cunoșteau dinainte de primul război mondial. Se cunoșteau din 1905, când Rakovski s-a întors în România. Istrati intră în cercul România Muncitoare, care era un nucleu, un stadiu incipient al Partidului Socialist, care dispăruse în 1899 pentru că generoșii, așa zici, intelectuali ai partidului l-au părăsit pentru Partidul Național Liberal, care le garanta posturi de ministru, parlamentar, etc. Și partidul, practic, a dispărut. În 1905 s-a încercat și s-a și reușit, dar în 5 ani, tocmai în 1910, refacerea acestui partid. Aici Rakovski și cu Istrati se întâlnesc. Rakovski este un om bogat, nu corespunde tipului de muncitor proletar care intră în mișcarea socialistă. Nu, era un om bogat, avea avere mare, făcuse studii în Occident de medicină și de drept, pe care le absolvise strălucit. Era bulgar prin naștere, dar când România a primit Dobrogea, el a ales cetățenia românească pentru că avea mare avere la Bengalia și familia lui, prin tradiție, era crescătoare de oi. Deci așa se făcea transhumanța între Dobrogea și munții Balcani. Așa că mă gândesc ce au discutat acești oameni care au avut atâta vreme să stea de vorbă între patru ochi. Istrati mergea la ambasadă și ne spune fica adoptivă a lui Rakovski într-o carte de memorii cum venea Istrati la ambasadă și vorbea cu Cristian, adică cu tatăl ei adoptiv. Tatăl ei adoptiv fusese partener la cârciumă cu Ile Caragiale, Codreanu. Istrati a răpit ochi la propriu pe Madame Codreanu și s-a însurat cu ea. A fost un mic scandal în lumea socialistă. Și dar așa s-au întâmplat lucrurile și când Rakovski a plecat în Rusia, soția și-a urmat soțul, iar fata a optat să meargă în Rusia. Fratele ei a preferat să rămână în România și a ajuns academician. A trăit mulți ani și a fost membru al Academiei Române de la București. Mare savant foarte cunoscut în zona lui de preocupări. Ajung la Moscova și aici constată următorul lucru, că pe Rakovski, care era ambasador și era o figură legendară a bolșevismului, fusese membru în prezidiu comintern, fusese președintele Ucrainei, era o foarte mare figură, o legendă. Și constată că nu-l așteaptă nimeni. Constată și s-a așteptat într-un fel, pentru că Rakovski spusese că era căzut în disgrație și l-așteaptă niște momente mai grele. De ce? Pentru că la Moscova se dădea o bătălie pe viață și pe moarte pentru putere. Lenin murise în 1924 și de momentul acela Stalin s-a lansat într-o luptă pentru a lua puterea pentru el. Trebuie să combată, să îi înlătură pe Lev Kamenev, Grigori Zinoviev, Lev Trotsky, în primul rând, cei care fuseseră, Nicolae Buharin, care fuseseră nucleul din jurul lui Lenin. Pentru a lua puterea, Stalin trebuia să îi înlăture pe aceștia, ceea ce îi va și face, iar 10 ani mai târziu va omoră pe toți. Nu 10 ani, chiar mai devreme procesele sunt în 1936-1938, el îi înlătură în anii 20. E, am spus bine, 10 ani gândindu-mă la procese, dar luptele politice s-au dat chiar din anii 22. Plenare, congrese, excluderi, exil, arestări, toate aceste procedee Stalin le-a folosit fără niciun fel de reținere. Asta e situația, deci fotografia momentului Moscova. Istrati este înconjurat imediat de jurnaliști, îi se cer declarații și face niște declarații prostești. Spune că a renunțat la Occident, că a hotărât să rămână în Rusia definitiv, repet, dar era de 5 minute în Rusia, era de câteva ceasuri, era atunci venit, să nu știe exact ce-l va aștepta, dar era grăbit să transmită un mesaj de acest tip Occidentului. I-a întors spatele, a plecat, nu-l mai interesează, deși, atenție, în 1927
Așa cum ne spune și Ilie Ehrenburg, nu? Un scriitor sovietic. Toată lumea citea Istrati la Paris. Și ne povestește o întâlnire cu Istrati într-un restaurant bun. Vedeți, acum Istrati avea niște venituri, i-aș spune, foarte mari și își putea permite să invite într-un restaurant de lux pe oricine. Nu mai mânca în birturi, nu mai mânca pe stradă, intra într-un local foarte bun și se ospăta foarte bine ca un burghez, ca un membru al establishmentului, ca un scriitor foarte popular, să o spunem. Trăia de înscris, făcea niște tiraje colosale, Kira Kilarina, Moș Angel, Codin se bucuraseră de un foarte, foarte, foarte mare succes. Trebuie să vă spun că astăzi, când noi vorbim, nici un scriitor român n-a repetat succesul lui Istrati, succesul de piață, de edituri. Deci a fost un scriitor realmente foarte popular. Și azi avem scriitori care fac succese pe la jurii, pe la diferite edituri, dar nu trec dincolo de lumea asta mică a cunoscătorilor, Nu, ei nu sunt scriitori populari, nu au ajuns la public niciunul dintre ei de fapt. Sau n-au repetat succesul pe care l-a avut Istrate la publicul cititor. Până astăzi, deci au trecut 100 de ani. El chiar așa se lansează în anii 1923 când apare la Europa, 1924 când apare și Kira Kiralina. Vă spun asta pentru că, iată, avem un fost vagabond, o fostă haimana, cum el spune, un autodidact, un om cu 4 clase, care învățase singur limba franceză și ajunsese să fie un scriitor atât de popular. De ce avea acest succes? Pentru că el venea cu acea voce din Orient, parcă era Scheherazada povestind mari legende și lucruri, să spunem așa, senzaționale, practic niște thrillere, niște basme cu care el venise în lumea editorială. Era o voce ce nu se mai auzise. În acea cultură carteziană, suntem în Franța, etc., etc. În acest timp, gloriosul Rakovski este împins la margine, e marginalizat. Situația dintre ei s-a inversat. Iată un om de succes, iată un om care îi se întinde covor roșu la Moscova, care este asaltat de ziarii și un om care coboară din tren, rămâne singur pe peron, e cineva care este garda lui de corp care se duce și ia o mașină de piață ca să-l suie în ea, să-l ducă la hotelul care era rezervat, dar este o imagine, să spunem așa, spectaculoasă, destinul se inversase. Pe data de 7 noiembrie sau 25 octombrie, cum vreți, dar 7 noiembrie, încă se schimbase calendarul, au loc mari manifestări în Piața Roșie, se serbează 10 ani de la Revoluție, n-a fost nicio revoluție, cred eu, a fost doar un puci dat de gărzile roșii sub conducerea lui Trotski, dar așa a rămas în istorie. Toată lumea aici de mare revoluție și este în octombrie, etichetă pe care eu nu o accept. A fost pur și simplu un puci. Oricum, sunt aduse din toate fabricile detașamente de muncitori, din unitățile militare, defilează în Piața Roșie, femeile, organizația de femei, de pionieri, este mare hărmălaie. Dar trebuie spus că se întâmplă un lucru. Facțiunea antistalinistă organizează propria ei manifestație și intră în piață să-și transmită mesajul cu banere, cu scandări. E, în momentul acela are loc o încăierare pentru că forțele de ordine de staliniștii intervin și cu ciomege, cu... Știți noastră cu mineria, dar vă amintiți episoadele, nu? Și se întâmplă același lucru. Ce este interesant este că Istrati vede aceste lucruri, se află la tribuna oficială. Și cu prietenul lui de data recentă, Nikos Kazantzakis, cel care a scris Zorba Grecu. Și nu scrie nimic. Publică în Pravda, publică în Izvestia, impresiile lui de la marea demonstrație, nu amintește, deși evenimentul central fusese această încăierare cu mii de oameni, să ne imaginăm o coloană care se confruntă cu altă coloană, cu mii de oameni și se face că nu vede. Istrati mai târziu va povesti această situație.
această bătălie, ghilimele, de clasă, nu ați auzit, această lupta de clasă, care avusese loc în Piața Roșie între aderenții lui Stalin și aderenții lui Trotsky. Era bătălia pentru putere care se va tranșa în perioada care urmează. Atât despre sosirea lui Panaiti Strate și Cristian Rakovski la Moscova în octombrie 1927, la 10 ani de la Revoluția din octombrie. La revedere, ne vedem săptămâna viitoare cu continuarea acestui episod. Ce s-a întâmplat cu Panaiti Strate în următoarele luni în călătoria lui fabuloasă prin Rusia sovietică? Pe curând! Radio Classic. Un radio în culori.